Salut! În urmă cu o lună de zile am replantat căpșunii într-un alt amplasament. În urmă cu două săptămâni am plivit pentru prima dată buruienile din căpșuni. Acum, după alte două săptămâni, revin să fac aceeași operațiune. Scoaterea, jumulirea buruienilor din căpșuni. Deja este obositoare această operațiune, așa că trebuie să facem ceva și m-am hotărât să pun folie de mulcire și bandă pentru irigație. Așa că trecem la treabă. Întindem întâi banda pentru irigat. Este o bandă flexibilă cu găuri din 10 în 10 cm. Este preperforată așa că nu facem decât să o întindem, să o poziționăm acolo unde avem nevoie, urmând ca în primăvară să o cuplăm la conducta cu apă. Deocamdată doar o întind și o fixez pe poziții. Trag câte o linie de bandă între căpșuni, după care punem folia. Am luat o folie groasă, o folie pentru construcții, pe care am tăiat-o și am poziționat-o. Am executat găuri pentru a scoate căpșunii în formă de plus, de Y și de linie. Din ce am experimentat, cea mai avantajoasă este forma de linie simplă, cu o lungime de 5-10 cm în funcție de mărimea căpșunilor. După care scoatem căpșunii la suprafață pentru a nu rămâne sub folie. Cel mai important este să nu rămână sub folie mugurile central. Chiar dacă o fuză două mai rămân, de desubt nu este nicio problemă. Dar mugurile central trebuie să rămână la suprafață. Acesta asigură viabilitatea plantei. În felul acesta, cu siguranță, vom scăpa de buruieni. Întâi executăm primul rând, rândul central, pentru că este mai dificil de poziționat, după care facem și rândurile laterale. Operațiunea următoare este de a trage pământ pe marginile foliei și a o asigura cu niște scoabe metalice. A o asigura împotriva vântului, pentru că dacă nu o asigurăm bine, vântul o va ridica de pe poziția pe care noi am stabilit-o. Așa arată după ce am fixat-o cu pământ și cu scoabe metalice, iar în capete avem furtunele pe care în primăvară le vom cupla la conducta cu apă. Este o operațiune destul de delicată, migăloasă, dar sper că va avea rezultate mult mai bune. Atât e pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!